Pacea Domnului, dragii mei, iată întrebarea la care voi răspunde astăzi. Vreau să vă întreb ceva. Pot ține post pentru iertarea păcatelor? Dacă răspunsul este nu, atunci de ce? Vă mulțumesc. Acum, avem în Biblie cazuri când oamenii au ținut post pentru iertarea păcatelor, mai drept vorbind, pentru a opri mânia lui Dumnezeu. Pentru a împiedica, da, pentru a opri mânia lui Dumnezeu. Iată, dacă ați citit cartea prorocului Iona, atunci știți că Iona, când a intrat în cetatea aceasta Ninive, unde oamenii erau peste măsură de rău, răutatea lor s-a ridicat până la cer și Dumnezeu hotărâse să nimicească orașul acesta din pricina răutăților. Dar când Iona a mers, timp de o zi a intrat în cetate și el numai timp de o zi a intrat. Trebuia să meargă 3 zile, dar Iona dorea moartea la oamenii ăștia. El le dorea moartea și el era strâns din toate părțile. El era impus să facă, dar el nu vroia pocăința lor. Însă, fapt este că atunci când oamenii au auzit că încă 40 de zile mai au și după care va fi distrusă cetatea, atunci ei singuri s-au alertat, au început să postească, împăratul a auzit și împăratul zice s-a pus și el în sac și cenușă. Asta era foarte incomod, să acum mănâncă tare, e foarte incomod să porți haine de sac. Încercați, dacă nu vă vine a crede ce vă spun eu, să puneți așa în loc de maiou, să vă înveliți cu un sac sau ceva și o să vedeți cum. Iată, oamenii când îi se puneau niște condiții grele, adăugau la postul lor, în sac, în cenușă stăteau și dormeau oamenii ăștia, prin asta vrând să abată mânia lui Dumnezeu. Și împăratul și ninevitenii, ei toți au făcut asta. Ba încă au adăugat la postul lor și animalele. Au hotărât să nu dea mâncare nici la animale. Timp de 3 zile au postit și postul a avut efect, postul acesta. Dar mai important decât postul era pocăința. De fapt, postul acesta lor, el exprima o pocăință. O pocăință lor, ei se pocăiau pentru faptele lor rele și atunci postul era pentru a abate mânia lui Dumnezeu, ca să nu vină judecata anunțată. Și postul fără pocăință nu ajută. Pocăința este esențială. Nu postul. Postul nu, fără pocăință el nu ajută. Dar iată, pocăința și fără post poate să-l ajute pe om. Însă, vă zic, postul a fost important acolo, Dumnezeu a luat seama la ceea ce făceau ei. Eu vă invit să privim într-un alt loc din Scripturi și anume la Zaharia, capitolul 7. Și iată aici la Zaharia, capitolul 7, aici spune așa, că în anul al 4-lea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia. În ziua a 4-a lunii a 9-a, care este luna Chisleu, cei din Betleem, oamenii din Betleem, trimiseseră pe Șarețer și pe Regemele cu oamenii săi, să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a 5-a și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani. Când zice să mă înfrânez, se referea la post. Deci trebuie să mai postim, zice, să plâng și să postez din nou, cum am făcut. Deci asta ți arată că ei aveau în luna a 5-a, în luna a 5-a aveau mulți ani, făceau totdeauna când venea luna a 5-a, ei aveau un post sistematic pe care îl făceau, tradițional cumva, în care ei plângeau și zice, se înfrânau de mulți ani. Ei, și acum au întrebat, să mai facă lucrul ăsta sau să-l oprească lucrul ăsta? Mai are rost? Nu mai are rost? Ascultați ce răspuns i-a dat Dumnezeu. Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel, deci Dumnezeu i-a vorbit lui Zaharia și l-a trimis să le dea răspuns. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a 5-a și în luna a 7-a, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Ei, aflăm de aici detalii din versetul 5, deci de acum, de 70 de ani, oamenii aceștia postesc în luna a 5-a, postesc în luna a 7-a. Dar Dumnezeu spune, postul ăsta nu-i pentru el, postul ăsta e pentru ei, zice, nu-i pentru el, postul ăsta n-ajunge la ei. De asta eu tare aș vrea ca toți acei care fac postul ăsta tradițional, așa, iată, când vine, noi știți, sunt 4 posturi peste an, așa, în țara noastră, în confesiunea majoritară, unde sunt posturi. Eu tare vreau ca oamenii, eu nu vreau să zic că postul acesta este rău sau că generi postul rău, nu asta, nici de cum. Tot ce vreau să întreb persoana care postește să-și pună întrebarea, pentru că exact așa în bisericile evanghelice poate fi un post tradițional, în fiecare zi de miercuri postim sau nu știu când, o zi, o lună, oricât n-a fi. Postul acesta este un post pentru Dumnezeu, să ajungă la Dumnezeu, sau este un post pentru tine? Că Dumnezeu așa i-a întrebat aici, zice, oare pentru mine ați postit voi?
Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele mele, zice Dumnezeu, pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui de prin prejur, și când și partea de mează zi și câmpie erau locuite. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Ce aflăm? În timpul acestor 70 de ani, deci ei posteau în luna a 5-a, ei posteau în luna a 7-a, dar ei nu făceau dreptate și nu aveau îndurare. În relațiile lor unii cu alții lipsea dreptatea, lipsea îndurarea. Și Dumnezeu spune, nu privește, nu ascultă la un astfel de post. Asta discalifică postul, reduce la zero, lipsește de valoare prețul, postul. Atunci când oamenii, pentru ei nu contează dreptatea, nu contează judecata, auziți ce zice mai departe aici. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan. Deci oamenii aceștia posteau în luna a 5-a, posteau în luna a 7-a, deja de 70 de ani au stabilit postul ăsta în luna a 5-a și luna a 7-a, dar ei zice, asupreau pe văduvă și Dumnezeu le spune, nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Pentru că toate lucrurile acestea, ele discalificau postul și îl reduceau la zero. Dar, zice, ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Auziți, pe de-o parte, postesc și vor ca să le fie ascultate rugăciunile sus, dar ei și-au închis urechile și nu vor să audă nimic ce spune Dumnezeu. Absolut nimic. Am primit acum un mesaj de la o doamnă disperată, plângând în hohote, mi-a scris, că mi-a trimis mesaj vocal la Messenger. Și mi-a scris, parcă Dumnezeu e un Dumnezeu a rugăciunii care ascultă rugăciunile. De ce nu mi-ascultă rugăciunile mele? Întrebarea este, dar tu l-auzi pe Dumnezeu? Deci tu te plângi că Dumnezeu nu te aude pe tine, dar tu l-auzi pe Dumnezeu. Deci când tu nu l-auzi pe Dumnezeu, de ce ai vrea Dumnezeu să te audă? Când tu ai numai gură, dar urechi nu ai, nu vrei să auzi nimic ce spune El. Și iată ce spune Dumnezeu, zice, voi n-ați vrut să luați aminte, voi ați întors spatele, voi v-ați astupat urechile ca să n-auziți. Zice, și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea. Legea, iată legea, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu interesează Biblia. Ieri am avut o discuție cu o rudă. Cu o rudă care spunea că nu, noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi iubim pe Dumnezeu, dar tot ce citește ruda aceasta, zice psaltirea. Dar mai mult din psaltirea nu citești, bun, măcar psaltirea. Dar mai mult din psaltirea, nu, mie mi-ajunge psaltirea, gata, zice, gata, eu mi-ajunge atâta cât am auzit eu acolo undeva, mi-ajunge, nu, gata, aia e tot, mai mult nimic. Nu, dragii mei. Spune aici că ei și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care el le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. În timp ce ei postesc în luna a 5-a și în luna a 7-a, Dumnezeu s-a aprins de o mare mânie împotriva lor, pentru că ei pe de o parte postesc, dar pe de altă parte e nedreptate și ei n-ascultă nimic ce spune Dumnezeu. Nu le pasă deloc ce spune Biblia, nu deschid Biblia, nu se interesează de ceea ce spune Biblia. Ei își caută fiecare de treburile lor și cred că dacă am postit luna a 5-a și luna a 7-a, gata, e suficient. Mai mult nu trebuie nimic. Nu, așa nu merge. Zice, când i-am chemat eu, n-au vrut să asculte. De aceea, nici eu n-am vrut să ascult. Când au chemat ei, zice Domnul Știru. Deci, vedeți, dacă noi nu ascultăm ce spune Dumnezeu, noi reducem la zero. Și postul nostru, rugăciunile noastre, nici Dumnezeu nu mai ia seama la rugăciunile noastre, nu mai ia seama la postul nostru, pentru că noi nu vrem să ascultăm de El. Dacă vrem să ne ascult El, apoi să-L ascultăm și noi pe El. Dacă vrem să fim ascultați de Dumnezeu, să-L ascultăm pe El, să vedem ce spune El în Sfintele Scripturi. Noi, dragii mei, de asta am făcut canalul acesta. De aceea există canalul acesta. Pentru că noi vrem să ascultăm de Dumnezeu și vrem să-I ajutăm pe oameni să-și destupe urechile, să asculte ce spune Dumnezeu, să-și facă inima sensibilă, să nu fie o inimă de aceasta ca diamantul, dar să fie o inimă de carne, o inimă sensibilă, care vrea să audă bine ce spune Dumnezeu și apoi să se grăbească să facă ce spune Dumnezeu. Și așa de mult mă bucur că ați venit pe canalul acesta și doriți să aflați răspuns de la Dumnezeu. De asta eu vă zic acum, căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Iată mai departe, deci zice Dumnezeu aici, eu n-am vrut să ascult când au chemat pentru că ei nu vor să asculte, n-au vrut să asculte. Zice, i-am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau, țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută cum era, am făcut o pustie.
Deci nu, postul lor n-avea nicio valoare. Asta vreau să înțelegeți foarte bine. Acum mă întrebați pentru iertarea păcatelor. Deci nu, postul nu este soluție. Pentru iertarea păcatelor, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 2, în Cartea Faptele Apostolilor, atunci în ziua aceea, a cincizecimii, la prima duminică mare, când s-a coborât Duhul Sfânt pe pământ, s-a adunat mulțimea aceea mare, a ieșit Petru, le-a predicat Petru și după ce le-a predicat Petru, iată zice, după ce au auzit oamenii, mulțimea aceea de oameni, au auzit cuvintele lui Petru, predica lui Petru, au rămas străpunși în inimă și i-au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Și ascultați atent ce le-a spus Petru. El a zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi Duhul, darul Sfântului Duh. Au zis ce le-a zis? Nu le-a zis: postiți toți, toată lumea, acum începeți să postiți. Nu, nu, nu. El le-a spus: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Asta trebuie să o faci. Deci nu încerca să cauți iertarea păcatelor prin post. Iertarea păcatelor este prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin pocăință, printr-o decizie fermă de a fi ucenicul lui Iisus Hristos și de a urma de plin învățătura Lui. Și dacă ia învățătura aceasta, atunci numai decât te vei grăbi să te botezi, te vei grăbi să te alepești de o biserică și te vei grăbi să stărui și tu, să perseverezi, vei începe o viață duhovnicească. Deci așa cum acum duci o viață lumească, o rupi de plin cu viața lumească și începi să duci o viață duhovnicească. Și o viață duhovnicească va fi cum a fost la primii creștini. Ei zice, oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, ei cercetau Sfintele Scripturi zilnic. Ei zice, stăruiau în rugăciuni. Veneau oamenii aceștia la ora de rugăciune, veneau continuu. Iată și noi, azi la ora 6:30 avem ora de rugăciune la biserică, în fiecare zi de joi, la ora 6:30 ne adunăm acolo. Spune, oamenii aceștia stăruiau în legătura frățească, perseverau în legătura frățească, se interesau unul de altul, se implicau în viața celorlalți. Și un om care cu adevărat a crezut în Hristos va căuta să se implice în viața celorlalți. Și stăruiau în frângerea pâinii. Asta înseamnă că ei vegheau asupra stării lor spirituale și continuu își verificau personal starea spirituală. Asta trebuie să o facă fiecare. Dar cât ține de iertarea păcatelor? Iertarea păcatelor este prin credință în Domnul Iisus Hristos și prin pocăință. Așa primești iertarea păcatelor. Dar știi că cu adevărat un om s-a pocăit dacă el numai decât va merge, se va boteza și se va alepi bisericii și va începe să ducă un mod de viață duhovnicesc. Dacă nu duce modul ăsta duhovnicesc, înseamnă că n-a avut loc pocăința. Dacă nu vrea să se boteze, înseamnă că n-a avut loc pocăința acelui om. Și acum, întrebarea este, i-ai hotărârea să îl urmezi de plin pe Domnul Iisus Hristos și învățătura Lui? I-ai hotărârea să te pocăiești? I-ai hotărârea să te botezi și apoi să te alipești bisericii? Dacă i-ai hotărâre la toate acestea, atunci scrie-te, rog, la comentarii, pune un comentariu sau trimite-ne un mesaj. Vrem să știm și noi că ai luat hotărârea aceasta fermă, că vrei să te botezi și te rog să ne contactezi, să ne spui și nouă. Dacă locuiești în Chișinău, atunci iată, noi la Chișinău, pe data de 31 ianuarie, avem botez pentru toți acei care au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos din toată inima. Contactează-ne, ia legătura cu noi, vezi că în descrierea acestui video este indicată adresa de e-mail la care ne poți contacta ca să ne comunici despre hotărârea ta de a-L urma pe Domnul Iisus, de a te boteza, de a te alepi bisericii și a trăi o viață frumoasă. Dumnezeu să te ajute și nu căuta să-I placi lui Dumnezeu așa cum îți închipui tu. Caută să-I placi lui Dumnezeu așa cum vrea El. Pentru că vezi, cei din Israel așa căutau, cum își închipuiau ei. Credeau că dacă țin post în luna 5-a și luna 7-a, timp de 70 de ani, s-a rezolvat totul. Nu. Dumnezeu zice, nu, asta nu contează, nu contează nimic. Contează să auziți cuvântul meu și să faceți așa cum spun eu. Și iată, eu v-am spus din cuvântul lui Dumnezeu ce vrea Dumnezeu să faci ca să primești iertarea păcatelor. Dumnezeu să te ajute să primești această bună învățătură pe care ți-am dat-o, învățătură dreaptă pe care ți-am dat-o din Scripturi, să urmezi învățătura aceasta ca să primești iertarea păcatelor, să fii mântuit și să străiești viața biruitor de acum înainte și apoi să intri în împărăția cerurilor. Distribuie acest video mai departe ca să-L audă și alți păcătoși care vor să primească iertarea păcatelor și să fie mântuiți. Și ia legătura cu noi ca să știm despre hotărârea pe care ai luat-o. Dumnezeu să te binecuvânteze!